Așa, tatăl, să pornim și de la clasa 5-a, lecția, și să vedem concret. Te rog. Las ca ai un cablu de turmă de 2 în 10 și 3 pe 10 metri în bucăți de 3 pe 5 metri. Deci un cablu, mai rar, ca să înțeleg și eu, să scriu pe tablă, un cablu de câți metri? De? De 2 în 3 și 3 pe 10. Și 3 pe 10 metri, da? Bun. Se taie? Cablul de sârmă, 2 în 3 și 3 pe 10 metri, 2 în 3 și 3 pe 10, ai spus, da? 3 pe 10, nu 3 pe 7, 3 pe 10. 3 pe 10, da. Bun. Vezi că am scris 3 pe 10, nu se vede? Bun. În bucăți de cât? Deci, în bucăți de 3 pe 5 metri. Da? Câte bucăți sunt, da? Nu, aflați. Câte bucăți înțelegi de capul de lungimea 3 pe 5 metri oxime? Da. Câte bucăți întregi? Deci, câte bucăți de 3 pe 5 metri? Câte sunt? Câte bucăți de 3 pe 5 metri? Ce trebuie să facem? Propune-mi tu. Asta o ducem între un plac, iar apoi să pot. Așa. Deci, 2 întregi și 3 pe 10 este egal cu cât, te rog? Egal cu 23 pe 10. 23 pe 10. Și acest 23 pe 10, ce facem? Împărțim la 3. Corect. După ce am văzut, asta este bucata de sârmă la început. Ori 2 în 3 și 3 pe 10, ori 23 pe 10, este același lucru. Și împărțim 23 pe 10, îl împărțim la 3 pe 5. Și egal mai departe cu, te rog. Egal mai departe cu 23 pe 10. Da. Ori 5 pe 3, sigur că da. Și egal cu? Egal cu... putem... Zece cu 5 simplificăm. Da, putem să simplificăm 10 cu 5. Așa. 5 împărțit la 5 egal cu 9. Deci 2 aici, 5 împărțit la 5 face 1, da? Și 10 împărțit la 5 egal cu 2. Da. Și egal mai departe rezultatul? De 23 pe 6. Și egal, hai să scoatem întregii, că trebuia să vedem câți întregi, câte bucăți sunt. Scoatem întregii acum. 23 împărțit la 6. Da. Egal. Egal cu 23 de 2 ori. Da. Oare de 2 ori? Oare nu merge de 3 ori? Ia vezi tu. Păi, dacă ar fi fost de 4 ori, face 6 ori 4, 24, dar 3 ori 6? 3 ori 6, 18.
Merge, da? Da. Da, de 3 ori. 3 ori 6, 18. Și să vedem cât face la scădere. 5. Nu mai putem continua pentru că asta e restul. Nimeni nu decât împărțitorul, este foarte bine. În concluzie, câte bucăți întregi avem? Trei întregi și 5/6. Deci, 3 întregi. Întrebarea era câte bucăți întregi? Răspunsul corect? 3 bucăți și mai avem 5/5. Din a 4-a bucată, 5/5. Dar nu e o bucată întreagă de lungimea aceea, ci rămâne un rest. Deci la întrebarea câte bucăți de 3/5, răspunsul corect, 3 bucăți. Da, avem 3 bucăți. Da, 3 bucăți. Corect. Care este rulțimea celei de-a 4-a bucată, da? Care a rămas. Deci lungimea bucății rămase este de 15/6 metri. Da? Deci punctul A a fost 3 bucăți, B lungimea partea rămasă are 15/6 metri. Ai 15/6 metri. Adică mai puțin de un întreg. E 5/5. Deci nu este o bucată întreagă, ci doar 5/5 din bucata respectivă. Iată care a fost întrebarea. Este destul de frumoasă problema. Deci tu știai cât de mare este sârma, de 2 în 3 și 3 pe 10. Știai foarte bine că o bucată se taie în bucăți de câte 3/5 metri și sigur era vorba de împărțit lungimea sârmei acelea, sârma aceea împărțită, la 3/5. Am introdus întregul în fracție, am obținut 23/10 și am împărțit la 3/5. 23/10 mulțit cu 5/3 și iată răspunsul corect, 3 bucăți și rămâne din a 4-a 5/5. Altă întrebare? De 7 întregi și 1/2 centimetri, da? Te rog să mai repezi problema că nu s-a auzit. Stai mai aproape de telefon. Deci 200 cm lungimea are rola, da? 200 cm. Dar pentru un singur rând se folosește 7 întregi și o doimi, nu? Da. Cum faci tu problema asta? Ia să văd. Tu știi cât are rola? 200. Aici, pentru o singură bucată de cele pentru confecționare, se folosește 7 între și o doime. Ce înseamnă 7 între și o doime centimetre? Cât înseamnă 7 întregi și o doime? Exact. Egal cu 15 pe 2. Și acum trebuie să împărțim pe 200 la 15 pe 2. Nu? Da. Vorbește, condu-mă tu 200 împărțit la... Hai! 15/2. Da. Egal. Egal cu... 200/1. Da. 200/1. Ori... 2/4.
Corect. Ori 2 supra 15. Și egal mai departe cu? Da, dar dacă putem face simplificări, să facem. 1 și cu 2. 1 și cu 2 nu. N-ai, prin 1 nu, nu e simplificare. Măcar de la 2 încolo. Deci nu avem ce face aici. 200 și cu 15. Prin cât ar merge la simplificarea asta? Prin 5, sigur că da. Și vine. Nu, nu 5. Nu 5. 15 împărțit la 5. 15 împărțit la 5. Okay. La 5, nu? Prin 5 ai spus că simplificăm. 15 împărțit la 5, cât vine? Da. Și acum sus, 200. Ia să mai vedem, să mai simplific 40 cu 3? Nu. Nu, că 3 număr prim, nu mai simplific. Și acum mulțim. 40 ori 2? 40 ori 2 egal cu 80. Supra? Supra 3. Supra 3. Și acum să scoatem întregi din fracții și cât vine? Scoatem întregii ca să vedem câte bucăți, câte se pot confecționa. Să scoatem întregii din fracția 80 pe 3. Da. Adică împărțim pe 80 la 3. 80 la 3. Șase. Șase ori trei. 18. Da. Doi. Rămâne restul ăsta, n-avem ce face. Și acum cât vom spune, câți întregi avem? Sigur că da, 26 din 3 și... Nu, 3 pe 2. Pardon, 2 pe 3, zis bine. Iată-mă, iată-mă, sunt atent. 2 pe 3. Restul supraîmpățitor. 2 pe 3. Foarte bine. Deci, câte bucățe pot confecționa? 26 din 3. Nu, 26 din 3, numai întregii. Și rămân 2 pe 3 din rolă. Rămân 2 pe 3 centimetri din rolă. Deci răspunsul corect ar fi așa. 26 bucăți și la punctul A și la te întreabă cât mai rămâne din rolă, cumva te întreabă cât mai rămâne din rolă? Nu te întreabă, dar noi răspundem. Nu se mai completează așa 27-a bucată, ci rămâne, cât rămâne din rolă? Rămâne 2 pe 3 centimetri. Adică partea întreagă e 26, iar ce rămâne 2 pe 3 centimetri. Partea întreagă a fracției 80 pe 3 înseamnă 26 și rămân 2 pe 3. Care era întrebarea? Mai spune o dată întrebarea. Întrebarea era, ce simplificare poate confecționa
Exact. Câte se pot confecționa? Răspunsul. Câte se pot confecționa? Nu. La întrebarea câte bucăți, răspunsul corect, 26. Că se referă la întregii. Că nu poți să pui 26 de bucăți și nu știu cât rămân. Deci la întrebarea câte se pot confecționa, răspunsul corect este 26. Da? 80 pe 3 era, să spunem, însemna bucata toată, dar acest 80 pe 3, scoțând întregii în fracții, putem răspunde la întrebare corectă. Da. Altă întrebare mai ai? Te rog. Da. Să și o tabla, observ ce problemă am acum de rezolvat. Prin cât? 4. Prin 4. 4 împărțit la 4 face 1 și 8 împărțit la 4 cu 2. Da? La 8. După împărțirea lui 8 la 4, rămâne 2. Că prin 4 a simplificat. Și atunci cât face rezultatul? 3 supra 2. Apoi. 18. Așa. 18. Nu te mai aud? 18 supra 7. Da. Împărțit la 9. La 9, da. Egal cu 18 supra 7. Da. Or. Da. 1 supra 9, păi. Egal mai departe cu. Da. Da. 9 împărțit la 9? 1. Da. Și obținem? 2 pe 7. Alte găsiți-o? 2 supra 7. 5 supra 3. Este egal cu? Este egal cu 2 supra 7. Da. 2 supra 5. 3 supra 5. Și este egal? La 35. De acord. Apoi? Aduce la forma irreductibilă. Așa. 18 supra 56. Da. La 27.
30 și? 35. Egal cu. Am scris bine? Uite-te dacă am scris bine. Deci 18 supra 56 împărțit la 27 pe 35. Egal. Vorbește, hai cu o dumă. Da. Ori? Da. Corect. Și egal mai departe cu? Cu 27, da. Prin cât? Prin? Prin 3 sau chiar prin 9? Da, da. Hai. Nu 9, 18 împărțit la 9. 18 împărțit la 9, egal cu 2. Da. 27 împărțit la 9, egal cu 3. Corect. 35 pe 56. 2 nu. Că nu vrea 35. Că are cifra 5. Prin 2 nu. Prin 3. 30 cu 5 fac 8. Ar trebui să fac un număr care se împarte exact la 3. Nu merge. Dacă nu mergi prin 2, prin 4, nu. Prin 5, nu. Că vrea 35, dar nu vrea 56. Prin 6, nu. N-am mers nici prin 2, nici prin 3. Prin 7 să încercăm. Ia să vedem, 35 se împarte la 7? Da. Da, 56 la 7. Da. Exact. Și atunci îi tăiem și prin 7 se simplificăm. 35 împărțit la 7 egal cu... Corect. Și 56 împărțit la 7? Egal 8. Și este egal, ia să vedem rezultatul. Da. Supra. 24. Și mai, trebuia să mai simplificăm noi 2 cu 8. Nu am simplificat la timp, acum simplificăm mai 10 cu 24. Prin cât ar merge 10 cu 24? Prin 2. Da? Și cât rămâne dacă simplificăm prin 2? 10 împărțit la 2? 5. Și 24 împărțit la 2? 12. Deci egal cu 5 pe 12. Asta este ireductibilă. Abia acum am ajuns la fracție ireductibilă. Dacă o făceam mai devreme 2 cu 8, rămânea 1 și aici 4 și 1 ori 5 făcea 5 și 4 ori 3, 12. Deci, vezi, trebuie să facem simplificări prin toate. Ca să nu mai avem numere mari și deodată avem fracția ireductibilă. Alte greșițiu? O 12. Da. Doi supra 125, da? La 225, da? Nu 9 supra 25. 9 supra 25. 9 supra 25. Egal cu. Egal cu 200 supra 225. Da. Da. 25 supra? Supra 9. Exact. Și este egal mai departe cu? 125 cu 25, nu? Prin 5. Deodată pe 25, foarte bine. Și aici la 25 rămâne cât? 25 împărțit la 25 face 1. Și jos? Cred. 5. Că 4 de ale 25 fac 100 și 125 mai este 25. Deci 5 este corect. Așa. Ce mai simplificăm mai putem face? A, 12 cu 9, da? Prin 3. Te rog, spune.
Exact. Și răspunsul e dat mai departe cu? 4 supra 15. Corect. I-a dat ireductibile că am făcut ce trebuie. Alte ghișițiu? 40. Nu, 4-3. Aha, 4-3, da. Și 2-7. Da. Da. 15 supra 49. 15 supra 49. Este egal cu? Este egal cu... Se traduce ca 15 cu 2. Da. Egal cu 26. 47, 28. 47. 7 este la numitor, nu? 47, 28. 28 și cu 2? 30. 30 supra cât vine? 30. Așa. Mai departe, contumă. Ori? 49. Da. Supra 15. Ce este egal cu? Da. 15. Da. Și 7 e cu 41, prin 7. Prin 7. 30 împărțit la 15, 42. Da. Și 30 împărțit la 15, egal cu 1. Da. 7 împărțit la 15, egal cu 1. Da. Corect. Și va fi egal mai departe cu? Va egal cu 14. Da. Adică 14. 14 și 1 face 14. Uite, urmărind ultimul exercițiu, m-a convins că poți să faci și tu. Poți să îndrăznești și tu. Trebuie să crezi în tine și în puterile tale. Și uite, așa cum ți-am spus, vreau să spui așa. Am făcut exercițiile astea. Ia să le vedeți dumneavoastră dacă sunt corecte. Deci, mâine nu ne putem vedea că am ceva de făcut. Rămâne pe miercuri. Miercuri la aceeași oră. Dacă nu mai aveți timp, mai facem o problemă? Mai facem o problemă, de acord cu tine. Te rog. Cât merge încă o dată? Nu se înțeleg. Da, câte 3 supra 4 km în fiecare zi. 3 supra 4 km pe zi, da. Pe zile trebuie să alerge pentru a parcurge o distanță totală cu 7 3 și 1 pe 2 km. Deci, în câte zile, în câte zile va face, cât va face 7 împărate, 7 întregi și 1 pe 2. Și 1 pe 2 km. Tu te pronunți, cum procedă? Corect. Corect. Vezi? 7 întregi și 1 pe 2 împărțit la 3 pe 4. Care înseamnă egal mai departe? X mai tine să obținem trebuie în fracție. De acord. Egal cu 15 supra 2. Corect. 15 supra 2. Ori da. 4 supra 3. Exact. Și egal mai departe cu? Corect. 15 împărțit la 3 egal cu 5. Corect. 3 împărțit la 3 egal cu 1. Da. 4 împărțit la 2 egal cu 2. Da. 2 împărțit
Așa. Rezultatul este 10 supra 1. 10 supra 1. Adică 10. În 10 zile. În câte zile? Răspuns. În 10 zile. Vezi? Ai făcut-o tu. Iată, e o dovadă clară a faptului că poți și tu să faci probleme. Numai trebuie să îndrăznești. Ai gândit bine problema și, uite, ai făcut-o într-un cap la cealaltă foarte corect. E vorba de o părțire, știu pe cine la cine și tot a fost perfect. Deci, pentru miercuri seara, cât mai multe exerciții făcute și acolo unde întâlnim dificultăți, spune, îmi spui, n-am știut să fac asta, aici nu mi-a fost clar. Cum fac aici? Bine? Da. Bun. Bun. La revedere. Seara bună. La revedere, dragă. Noapte bună. Noapte bună.